tot la categoria pictură. Mergem mai departe. Doamna Carmen Smutneac. Pictorița Carmen Smutneac este absolventă a Institutului de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj, cu o metriză obținută în anul 1979. Stilul pictural al artistei se apropie de surrealism, unde se întrepătrund personaje fabuloase, supranaturale, care traversează timpul și epocile. Iconografia ei reia elemente care se referă la timp, la arhitectura medievală și personaje mitice. A fost distinsă cu premii de-a lungul activității sale artistice, menționăm doar câteva. În 2012 a obținut medalia de aur la o expoziție internațională de la Constanța. În 2015 obține medalia de aur la expoziția internațională de la Muzeul Belford din Belgia. Carmen Smutneac face parte din grupul de artiști permanenți ai Galeriei de Artă Iris din Bay St. Paul, regiunea Charlevoix, și cei ai Galeriei de Artă Nob Hill din orașul Quebec. Din 1984 până în prezent este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala București. Doamnelor și domnilor, Carmen Smutneac! Stimată doamnă, permite să vă numesc această diplomă. Eu sunt onorată pentru această diplomă și mulțumesc foarte mult organizatorilor și tuturor care participă la emoțiile noastre. E ceva, nu am cuvinte ca cei care sunt obișnuiți cu scena și cu microfonul, dar vă spun un sincer mulțumesc. Mulțumim din suflet!